Doamne ajută! Vorbim despre tămâie și tămâiere. De ce oare sectele nu au și nu folosesc tămâie în viața lor personală sau în adunări? Cuvântul tămâie sau tămâiere se pomenește în Sfânta Scriptură de 22 de ori. O să dăm câteva exemple din Biblie, sau mai exact, o să comparăm versetele din Sfânta Scriptură Ortodoxă cu Biblia sectară Cornilescu. Poate așa ne vom da seama de ce sectarii nu folosesc tămâia. Ok, începem cu facerea 43 cu 11. O să vorbesc și eu puțin mai în cifre matematice, precum cei din alte secte. Deci, în Biblia Ortodoxă scrie așa: Zisa Israel tatălor către ei: Dacă așa este, iată ce să faceți. Luați în sacii voștri din roadele pământului acestuia și duceți ca dar omului aceluia puțin balsam și puțină miere, tămâie și smirnă, migdale și fistic. Iar în Biblia modificată Cornilescu scrie următoarele: Israel, tatălor, le-a zis: Fiindcă trebuie, faceți așa. Luați-vă în saci ceva din cele mai bune roade ale țării, ca să duceți un dar omului aceluia, și anume, puțin leac alinător și puțină miere, mirodenii, smirnă, fisticuri și migdale. Deci, Cornilescu a tăiat cuvântul tămâie și l-a înlocuit cu mirodenii. Mergem mai departe. Ieremia 6 cu 20 și citim din varianta ortodoxă: La ce îmi este bună tămâia care vine din Sheba și scorțișoara din țară depărtată? Arderile de tot ale voastre nu le voiesc și jertfele voastre îmi sunt neplăcute. Și în varianta modificată Cornilescu este scris: Ce nevoie am eu de tămâie care vine din Sheba, de trestea mirositoare dintr-o țară depărtată? Arderile voastre de tot nu îmi plac și jertfele voastre nu îmi sunt plăcute. După cum observăm, aici găsim în ambele variante cuvântul tămâie. Dar fiți atenți de ce a lăsat Cornilescu cuvântul tămâie aici. Deci, în varianta ortodoxă, la Ieremia, capitolul 6, Dumnezeu mustră poporul pentru păcatele lor, iar Dumnezeu le spune, mai pe românește, pe înțelesul tuturor: Degeaba mi-aduci tămâieri dacă trăiești în păcate. Degeaba te bați cu pumnul în piept că aduci tămâie din țări îndepărtate, dacă trăiești în păcat și mergi pe căile fără de legii. Că spune Dumnezeu în continuare că nu-i plac arderile de tot ale omului fățarnic neascultător de Dumnezeu. De simpla concluzie este că Dumnezeu primește tămâierea, dar a omului smerit, cu sufletul curat și cu frică de Dumnezeu. Primește tămâierea omului care merge pe drumul cel strâmb al mântuirii. În cealaltă parte, Cornilescu a lăsat cuvântul tămâie pentru a da sensul precum că lui Dumnezeu nu-i place tămâia. Deci, aici este un șiretric demonic. Ok, mergem mai departe la Matei 2 cu 11. Și intrând în casă, a văzut pe prunc împreună cu Maria, mama lui, și căzând la pământ, s-au închinat lui. Și deschizând vistieriile lor, i-au adus lui daruri, aur, tămâie și smirnă. Să vedem ce spune Cornilescu. Au intrat în casă, a văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis vistieriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Deci, aici e la fel. Păi, și dacă aici e la fel, de ce mai devreme Cornilescu lasă să se înțeleagă precum că lui Dumnezeu nu-i place tămâia, când aici vedem că lui Dumnezeu Fiul, Iisus Hristos, îi se aduce tămâie? Deci Dumnezeu primește tămâia și automat tămâierea. Mergem mai departe cu Psalmul 140, e la noi. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta, ridicarea mâinilor mele jertfă de seară. Iar la ei este Psalmul 141, care spune cam același lucru: Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta și ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. Deci tămâia este și un simbol al rugăciunii, dar prin arderea de tămâie este o cinstire a lui Dumnezeu. Tămâie îți aducem ție, Hristoase Dumnezeul nostru, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care primind-o într-un jertfelnicul tău cel mai presus de ceruri, trimite-ne nouă harul preasfântului tău Duh. Ok, mai dăm un ultim exemplu din Apocalipsa Sfântului Ioan Evanghelistul, în care tămâia se menționează ca un element esențial ce însoțește rugăciunile sfinților către Dumnezeu. Și a venit un alt înger și a stat la altar, având cădelniță de aur, și i s-a dat lui tămâie multă,
ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur dinaintea tronului. Și fumul tămâiei s-a suit din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Iar varianta Cornilescu spune cam același lucru. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Și aici mai sare ceva în ochi, și anume fraza aceasta, împreună cu rugăciunile sfinților. Și acum automat îmi vine în minte hula celor care îi hulesc pe sfinți. Observăm aici că până și Cornilescu a menționat de rugăciunea sfinților. Treaba aceasta ar trebui să le dea de gândit sectarilor hulitori. Ok, ne întoarcem la Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul și din câte observăm, aici este vorba de un adevărat ritual al tămăierii care se desfășoară în împărăția lui Dumnezeu. Iar noi, cei care avem dreapta credință, unica și singura ortodoxia, efectuăm ritualul tămâierii pentru că mergem pe învățătura care o găsim în rugăciunea Tatăl nostru, precum în cer, așa și pe pământ. Revenind la întrebarea inițială, de ce sectele nu folosesc tămâierea? Probabil mi s-ar da zicala, fuge ca dracul de tămâie. Doamne ajută și mântuire la toată lumea!